încă puțin și o să ajung să fac vidor astea live la miezul nopții. Eu zic că a, mă apuc la 10 și după să face 10 jumate, să face 11. Nici nu știu, cred că deja o mutăm, gata, o să facem live numai noaptea. Glumesc că aș prefera ca programul să fie mai ok să facem mai devreme. Poate reușesc în weekend, duminică, probabil. Dar în seara asta mă gândeam să, niște, să facem niște lucruri foarte importante foarte importante. Mă gândeam că poate ar vrea cineva să mă ajute să-mi selectez niște parfumuri de la Dubai Collection. Cum ziceam, treburi foarte, foarte importante. Hei, hei, uite, deja au apărut primii oameni care mă vor ajuta să-mi aleg un parfum sau două de pe Dubai Collection. Hei, hei, salutare! Și nu, nu vom face doar asta, vorbim și despre parfumuri și alte lucruri. Salutare! Hei, hei, deci nu dormea toată lumea la ora asta. Bine, e doar 10.46, eu nu știu ce mă simt ca și cum s-a terminat de mult ziua. Ionuț vine cu o întrebare extrem de bună, la care nu știu să răspund, poate -l, poate -l ajuta cineva. Un parfum pentru un combinatozaur bătrân. Ce este un combinatozaur? E o specie de dinozaur? Chiar nu știu. Nu sunt familiarizat cu limbajul. dar sunt dispus să învăț. Dar în principiu, după denumirea așa, cred că e un om care ar putea să poarte Bentley for Men Intens. Da, își zice Bentley for Men Intens ar fi ok și dacă vrea așa mai pentru vremea caldă, își zice Bentley for Men Azur. De asemenea, o întrebare e mai ok cu lumina asta din spate, să nu mai pară că locuiesc într-o peșteră, într totu? Încerc la fiecare live să... Mai adaug o lumină, să mai adaug una alta, Poate, poate arată cadrul mai bine, că na, totul a fost așa la fiecare video, o nouă iterație, o nouă încercare de ceva. Hei, Andrei! Hei! Eu cred că așa ar trebui să numească live-ul. Un parfum pentru un combinatozaur bătrân. Ok, se vede ok. Super! mai, mai stăm puțin să mai vină câțiva oameni și după aia ne apucăm să alegem parfumul de pe Dubai Collection. Zic că am 270 de lei la dispoziție și vreau să mă ajuți să-mi aleg un parfum două. Practic vreau să aleg parfumul care ți pare ție cel mai interesant și pe urmă, probabil să fac review despre el. Și mai am un lucru foarte important de spus, mâine vine Armaf Iconic, ăla care e clonă de Bleu de Chanel. Ia auzi, auzi Aramis Havana pentru combinatozauri bătrâni, bună alegere, bună alegere. Cel mai bun pe, parfum pentru birou, acum depinde pe, depinde pe, cine întreb, dacă mă întreb pe mine, este Prada Ember Purom. Bine, dacă știam să scriu Prada Ember Purom, da, asta mi se pare, da, bine, trebuie să și vadă cineva. Asta mi se pare cel mai bun parfum pentru birou, mi se pare că e curat, miroase să pun, miroasea, efectiv miroasea să pun de lux, miroasea curat și nimic mai mult. Și bine, dacă mai fi întrebat, am descoperit recent încă un parfum care mi se pare interesant. Da, acum trebuie să o părăs Luca, parfumul ăsta. Și mi-am dat, îl purtam azi dimineață, înainte să trezească Raluca, l-am pulverizat pe mine și pregăteam micul dejun și îmi zice, cred că ar trebui să-ți schimbi, asta sunt notele lui, și zice, cred că ar trebui să-ți schimbi hanoracul și eram, de ce e murdar? Și mi-a zis, nu, dar cam miroasea transpirație. Deci în contextul ăsta e posibil ca parfumul ăsta să nu fie chiar de birou, dar eu așa credeam la o primă încercare. Bună, Camelia! Hacivat pe mine persistă, dar nu are cea mai puternică proiecție, adică sunt mulți oameni care povesteau că e super așa, e super puternic și mi se pare că nu mai e atât de puternic, dar de persistat pe mine persistă chiar ok și l-am mai dat unui prieten care a la un dat s-a spălat că era prea persistent pe el și i-a mai dat unui alt prieten pe care se simte destul de bine în jur, dar în general nu cred că e cea mai, cea mai puternică treabă, e doar persistent. Ma, acum toi boi, în principiu toate au crescut în preț în ultimul an, inclusiv pâinea. Cumva totul se scumpește și parfumurile țin pasul, adică nu cred că e niciun parfum care e la fel de ieftin. Chiar am văzut niște prețuri ciudate la Perry Ellis sau din astea, deci la toi boi nu mă mai surprinde. Dubai Collection au multe clone, dar au și câteva ADN-uri originale. Dar de data asta vreau să aleg ceva de la, am uitat cum se numește gama asta, Mezon Asrar. Și mă gândeam că de acolo, partea super ok la Dubai Collection este că, uite, la fiecare parfum, aici o spune și din ce e inspirat, ca să nu fie o problemă. Să înțelegi ce cumperi, să nu ții un parfum și zici, bă, parcă seamănă cu... Nu, chiar e trecut și asta mi se pare de bun simț. Și poate facem asta. Mi-a zis multă lume că nu e chiar ce trebuie, adică mulți oameni au spus că nu e pe gustul lor și din motivul ăsta până acum nu l-am încercat pe cocaine, dar probabil că ar trebui. Apă de parfum Priveza Wood Highness Unisex. Ok. Da, dacă vrei, aș vrea să ne, să ne concentrăm un puțin pe colecția asta nouă, dacă ți-ar fi ok. Beach mi se pare un parfum foarte ok cu mentă, trebuie să te obișnuiești un pic cu deschiderea care e un pic mai lemnoasă, mai, hai să zicem, puțin funky, dar e un parfum persistent cu mentă, bun cu mentă, natural cu mentă, elegant cu mentă. E unul dintre cele mai ușor de purtat, mi se pare, amoajuri. Întrebare lungă. Sovaj elixir sau sovaj eau de parfum? Elixir, clar. L-aș lua pe elixir Clar, mi se pare oricum cel mai reușit uh, sovaj Nu e chiar în gamă cu celelalte, Mi era un pic diferit Dar clar, mi se pare mai bun, mai elegant, mai puternic Nare, are N-are, n-are, n-are ce n-are N-are aceeași proiecție Stai că s-a întâmplat ceva, cineva... Aha Da, trebuia să te părăsc Acum, na, nu știu, totuși eu m-am gândit ce ei cu parfumul ăla, să știi Vreau să investesc 3000 de lei în parfumuri. Ce pot să-mi recomand? Poate clip. Da, asta mi se pare un subiect bun pentru un clip cu parfumuri. Chiar dacă mai vrea cineva anumite clipuri cu parfumuri, îmi pot spune în comentarii aici ideea și o trec dacă o văd, o notez și fac clip ulterior. Deci vrei să faci o mini colecție 3000 de lei sau o maxi colecție, că 3000 de lei poți să faci multe lucruri. Hai să trec la idei pentru YouTube. Colecție de 3.000 de lei. Bine, acum depinde un pic și de... Salut Mihai! Amoaj Epic Man. Să știi că pe Epic Man l-am mirosit o singură dată, dar mi s-a șters total. Probabil că trebuie să mai fac cunoștință cu niște amoajuri. L-am încercat aseară pe Figment. Dumnezeule, nu sunt pregătit sufletește pentru parfumul ăla. Eduard Șef de Ocol Silvic, salutare! Longevitatea la Super Fresh No Limits, ai spune, de jura 6 ore, cam așa e pe mine. Opulent Wood nu mi-am dat seama dacă vrea să cloneze ceva, nici n-am căutat să spun sincer, dar mi se pare că e un parfum arabesc prin excelență, deci nici nu mai contează dacă clonează ceva. Aș, în mintea mea așa miroase parfum arabesc, când zici parfum arabesc, bine, Dubai, oarecum mai comercial, ăla e mirosul de Opulent Wood. Pe Afnan supremos in Heaven, surprinzător, chiar îl am și o clonă de Creed Silver Mountain Water și mi se pare că accentuează mai mult nota aia de cerneală. E bun, dar da, am văzut și variante mai bune, un pic cam dură nota de cerneală din el, dar nu e rău, ca un parfum de vreme caldă și cu o persistență decentă e bun. Eu n-am pe nimeni la moderator că nu știam că pot să fac asta. Treaba asta cu live-ul, toată experiența cu live-ul pentru mine e absolut nouă și învăț așa, pas cu pas. Vezi că n-am overlay-uri, n-am chestii care zboară prin imagine, n-am nu știu ce se mai pune prin live-uri. Adică sunt încă la început, probabil când timp o să devină mai ok dacă voi continua să fac și eu o să învăț să-mi pun și moderator, dar până atunci Toată, toată gama asta lor mai specială mi se pare interesantă, dar exact pe walk in Porta Venezia nu știu dacă l-am mirosit, am mirosit două care mi-au rămas în minte, am mirosit toată gama când am fost în Sephora și unul mirosea foarte bine a portocală, dar nu mai știu ce era și unul mirosea absint, ale două mi-au plăcut extrem de mult, dar sincer nu mai știu cum se numesc și știu că asta nu e chiar de mare ajutor, dar încerc și eu. Mi se pare că nu există o clonă perfectă de Naxos, dar mi se pare că Wu, Wu Elegante, sau cum s-o numi denumirea asta, e un parfum bun, dar să-l iei ca atare, adică să-l raportezi de fiecare dată la Naxos. vei așa să miroși un parfum care e interesant, are ceva așa, un pic de tutun, un pic de miere, un pic de prospețime, un pic de curățenie, e interesant. Când începi să-l raportezi la Naxos, deja începi să-i găsești defecte. Așa l văd eu. Îmi cer scuze, am văzut o întrebare. The Dreamer, mi se pare un parfum interesant, cumva vintage ca miros, dar interesant pentru că mizează pe floarea de tutun loc de frunză. Nu e rău, nu e rău, nu e, nu e rău deloc. Dar mi se pare că pentru unii oameni, pentru mine inclusiv, e mai greu de purtat în majoritatea situațiilor. Adică trebuie să-ți placă mult mirosul ăla ca să aibă sens. Salutare! Deci Andrei mă întreabă, ce zici de Afnan 9PM? E la fel E la fel care îl clonează pe Jean Paul Gaultier Ultramal, dar sticla de 9PM e albă. Ok? Uh, 9PM îl clonează pe Ultramal, sticla albă cred că e 9AM, despre care nu știu, dar are un coco, are coco, are coco pe YouTube. Un uh, video întreg despre asta. Uite aici, Afnan 9M și îți recomand să vezi acest clip și să nu mai vezi mie toată fața să vezi aici. Deci ăsta e clipul. Și ți vorbește el despre parfumul ăsta, afli toate detaliile și dacă cineva îți vorbește despre un parfum afnan, cred că Coco ar trebui să fie, că sigur știe care e treaba cu el. Da, cred că In Heaven ar putea să meargă pentru un adolescent, are un pic de maturitate, dar Mm, încearcă-l totuși, dacă vrei de pe parfum să-i trimit și mostre, de deci ce să-l încerci un pic. Salutare! Păi dacă ți s-a părut uh... De asta cu un pic dubios nici nu știu cum să o categorisez, cât timp e diferit oricum o să fie un pic dubios, deci eu zic că e super ok. Răspunde-i te rog la Aurelian că prea insistă. Uh, ok, Aurelian, Aurelian. Unde este Aurelian? Dar i-am răspuns doar că vine așa cu întârziere. Da, am răspuns eu. To parfumuri pe care le poți folosi în decursul săptămânii. Un parfum pe zi, 7 zile. Pe excelentă idee, facem! Adică un fel de weekly rotation. Am văzut că se mai poartă și pe alte canale de YouTube din afară, cel puțin. Mezona Srar Royal Collection Treasure. Ia să vedem. Să vedem. Rose de France. Royal Collection Treasure. Oriental, floral, acvatic. Mm. Note acvatice, metalice, sare, trandafir, zaharat, Având randafiri, probabil că o să-mi displacă, dar judecat. Ar trebui să mai punem încă unul de la oamenii ăștia, de la și rar, dar Treasure s-a judecat. Îmi place, place efortul să de echipă. Probabil că, pentru că e mai ușor de purtat, nu e parfumul meu preferat, adică nu e pe locul 1, dar e în top 3, ar fi Mansera Wood Blue Notes. Că mi se pare că merge și când e cald, și când e frig, și... Celelalte parfumuri care îmi plac foarte mult sunt fie pentru o situație, fie pentru alta. Clipuri cu clone Cuba Prestige. Am auzit să știi că... Urmează, adică urmează. Mă gândesc să-l iau și pe el. Sai de parfumuri nu am mai folosit sau mi -a lăsat o părere nașpa. N-am -am avut, am... O oarecare reținere dacă vrei, dar nu mi-a lăsat o părere nașpa, nu, e doar mi-a lăsat o, să am o oarecare reținere cu parfum SS în contextul în care, um, ok, um, te înțelegi mai greu cu ea, adică dacă apare vreo problemă e greu să vă înțelegeți, dar altfel nici ei nu sunt trei, nu mi-a lăsat o părere proastă, vreau am comandat și am primit lucruri, dar zicea cineva că a dat comandă de un parfum și nu l-a mai primit niciodată, nu l-a plătit că nu putea să-l plătească în avans, dar chiar și așa e ciudat. Astăzi am folosit Monsera Tonka Cola. Mi s-a părut că e temperatura perfectă pentru asta. Și apropo, dacă vrea cineva un parfum care miroase a cola, care este ieftin, foarte ieftin, mi-a recomandat cineva să-l încerc pe Lorina Darkman. Dacă asta necesită niște modificări aici. Lorina Darkman, care este o clonă de Killian, Bad Boys, Good Boys, nu știu exact care e, dar parfumul ăsta de deschidere miroase a Pepsi, Pepsi Twist ceva, și apoi rămâne o treabă dulce și plăcută pe piele. Dacă vrei mirosul de Pepsi, la un parfum care costă vreo 70-80 de lei, s-ar putea ca asta să fie o variantă destul de bună. Acum, de performanță nu știu mare lucru, că l-am de ieri și astăzi am folosit trepe Tonka Cola, dar mi-a plăcut mult așa la o primă încercare un parfum mult mai puternic și cu proiecție mai bună decât Sauvage O de parfum până în 500 de lei. Wow, un parfum cu proiecție mai bună până în 500 de lei. Mansera Red tobacco, clar are proiecție mult mai bună decât Sovaj O de parfum. Cine mai are proiecție mai bună decât Sauvage O de parfum până în 500 de lei? Puh. Greu de spus. În afară de Mansera are tobacco nu vine Nu-mi vine nimic în minte acum. SAKUR COLLECTION da BĂRBAȚI. Ia să vedem. SAKUR COLLECTION DAHAN BĂRBAȚI. Emporio ARMANI STRONGER WITH YOU. Ok. Deci îți dorește o clonă de Armani Stronger With You. Vrem clonă de Stronger With You? Vrem, am decis că vrem, îl adăugăm în coș și asta a fost. Vă mulțumesc mult pentru selecție, sticla asta este absolut ciudată, dar contează lichidul din interior. Așa facem. Deci îl avem și pe ăsta în coș, ia să vedem, am făcut un total de 328 de lei, ok, o să dau și comanda. Deci astea sunt parfumurile de la Dubai Collection despre care am să vorbesc în curând. Ed salută pe toată lumea. Salutare! Nu m-am gândit să fac asocierea asta oricum și după ce am făcut parfumuri pentru meserii mi s-a părut că oamenii la un moment dat au zis că bă, nu e chiar ce trebuie, dar e... ar putea fi și asta o variantă, dar necesită mai mult research, să vedem. Da, aș putea să fac asta. Faci review-uri la parfumurile ăsta la colecțiile oamenilor? Mă întreb dacă fac review-uri la parfumurile oamenilor, Asta am făcut pe live săptămâna trecută, vrei să fac un video? Nu știu exact. Uite, nu știu exact cum trimit parfumul Să hai să ne uităm, că sigur au și o... Nu cred că sunt prețuri colosale, ca au parfumuri de 80 de lei, adică nici nu știu. Hai să vedem. Ok, 9, 15, esență de parfum. Oare nu poți să să-ți Uite, 5 lei. Cred că te costă cam 5 lei o mostră, adică nu cred că o să fie mult. Dar nu-mi dau seama dacă poți să să-ți iei uh, mostră chiar la orice. Eu când am primit ultima oară mostre, încomandasem două parfumuri și am primit și trei mostre. Dar văd că unele au, într-adevăr. Wow, Dar nu știu ce parfum este ăsta și are mostră de 17 lei, ok. Ahmed al Maghribi, banii, ok, 5 ml, 20 de lei. Văd că unele sunt mai accesibile, unele mai puțin. Uite, al Haramein la Venture, dacă era în stoc, era 7 ron, nu era atât de rău. Am băut Rouge Edition 5 ml 28 de lei. Oh my god! Deci trebuie să te uiți exact la parfumul pe care îl vrei, că unele sunt ok ca preț, unele nu. Top parfumuri pentru oameni care vor să miroase extraordinar când economi. Facem, pe păi, cum să nu? Îl pun acolo pe listă. lista de idei de videouri. Ai primit unul cu parfumuri pentru manager, dacă nu mă înșel. Îl văzusem, dar n-am dat click pe el și s-a dus, dar am trec oricum. Și ideea asta cu parfumuri pentru manageri, doar că la parfumuri pentru manageri, nu știu ce te-ai dori exact, adică ce mi se pare că aproape orice parfum ar putea să fie pentru un manager dacă e purtat cu atitudinea corectă. L-am încercat pe rezerv prive, mi se pare un parfum bun și mi se pare, mi se pare că dacă n-ai alte parfumuri cu iris, cum e Dior Intens sau alte Givenchy-uri, o să-ți placă foarte mult și o să te bucur de el. Dar eu având alte parfumuri cu iris nu l-am mai luat pentru că mi se pare cumva redundant, adică combinația de iris cu whisky nu te duce atât de departe față de combinația de iris cu lem pur și simplu sau alt parfum cu iris și am zis, mă, nu mai trebuie încă unul aproape la fel. Ok, ți-a venit clona de Pure mult și are o problemă la pulverizator, este lichid pe lângă chiar din abundență. E, asta nu e chiar. Asta nu chiar cel mai bun lucru, dar bănuiesc că. Bănuiesc că asta nu se întâmplă de sticlele, stai că mă duc să iau pe a mea. Hai să vedem starme nebula. Văd că, văd că, pulverizatorul meu e în regulă, adică așa arată. Hai să vedem cum pulverizează el de felul și dacă rămâne pe aici. se mm, pare că pulverizatorul meu e ok. Nici nu pot să, am putut să-l scot. Da, văd că nu curge pe lângă. pe îmi pare rău că ai avut problema asta. Dar nu cred că e o treabă generală. Ah, ce miroase pur mult acum la mine în cameră. Pardon, miroase starme nebula. Nici nu știu, poate poți să-i schimb capacul, pur și simplu. Dacă ai și și 2017 o de toalet, tot nu e redundant că le-ai mult mai fresh. Și atunci ai două variante, practic. Deci, nu, nu zic că e redundant, ci zic că ai făcut o alegere bună. Și foarte mulți uh, mul, foarte mulți le, le apreciază și au, au o părere foarte bună despre rezerv prive. La clonele DOSA, să știi cu majoritatea, am înțeles destul de bine, adică mi se par destul de bune. În cele mai multe cazuri mi se par chiar mai reușite decât Lorina și chiar sunt ok. Pe mine Nebula sta așa, un cam 5 ore, 5 ore și ceva, ceea ce e decent pe profilul ăsta de miros și pe prețul ăsta. De fapt, na, pe profilul de miros se putea mai bine. Poate putem să-l ajutăm pe omul ăsta care își dorește alternative la Nautica Voyage. Alternative mai bune care să aibă aceeași performanță ca și durată sau Nautica e cel mai bun în segmentul său? Păi pe performanță oricum Nautica nu e cel mai bun parfum. Adică da raportului de preț la parfum e ok, dar e un parfum care costă 100 de lei. Adică bine, dacă scoatem toate clonele din ecuație hai să zicem că poate, na, cu creații originale, pe mine, de exemplu, Perielis 360 Red for Men, când costa la fel ca Nautica Voyage, se comporta mai bine. Mie îmi place Ancre Noir Sport, mi se pare o variantă mai potolită, mai ușor de purtat în multe situații a lui Ancre Noir. Um, că, cred că ai făcut o alegere bună, Ați de Most Wanted mi se pare un parfum persistent, cu proiecție bună, cu mult caramel, nu e preferatul meu strict din punct de vedere al mirosului, dar ca performanțe mi se pare foarte, foarte ok. Nu știu de ce nu face Raluca live. Să vină Raluca în live-ul ăsta să ne spună de ce nu face live. Probabil că nu are timp, dar Totuși, să vină la Luca în secțiunea de comentarii să ne spună de ce nu face live. Eu vreau să știu. La best chipy, hai mai bine să fac un video pe YouTube. Ok? Versace Blue Jeans mi se pare un parfum interesant în contextul în care e proaspăt, ușor dulceag, pare miros aparte, dar nu are cea mai bună persistență pe mine. Serios să zic, nu, nu înțeleg foarte bine întrebarea asta. Faci review-uri la parfumuri astea, la colecțiile oamenilor? Mă gândesc să încerci să o reformulezi cumva ca să înțeleg exact ce. Dacă mă întreb dacă fac review-uri la colecțiile oamenilor, să știi că am făcut asta săptămâna trecută. Să-mi zici ce beci n-am al tău, am așa un mic dubiu față de-al meu, mici chestii care par făcute în grabă. Crezi clar, l-ar clona, adică crezi că ar face cineva un fake de mudalia? Să verific imediat. Hai să vedem, hai să vedem ce zice Mudalias. Avem un lot 8722, nu știu dacă se vede în cameră. Probabil că nu și eu mă aștept la prea multe de la camera asta. Uite aici, un lot 8722. Hm, mult să vede și mie nici nu-mi tremură mâinile de foame, sete, sărăcie sau de ce ți tremură mâinile. să spun sincer, eu l-am încercat doar pe Silverman, așa că aș zice Silverman, dar ar trebui să le încerc pe amândouă ca să vin cu o părere care chiar să aibă sens. Ok, ce afnan supremacy not only intense, ce beceam. Mă duc să-l caut, să văd. Oh, Mi-am dat seama că am mai făcut asta și săptămâna trecută și îmi spunea cineva că beciu e trecut doar pe cutie, deci nu știu exact la Not Only Intens ce beci am. Știu doar că scrie 16 pe sticlă. Bănuiesc că e din 2022 sticla mea, că de atunci am și cumpărat-o. Și am auzit și eu că sunt mai slabe astea noi, dar nu știu sigur. Hai că poți să faci live, Raluca, e ok, e ok, e okay. E ok... Să știi că am făcut chiar duminica trecută un giveaway cu un parfum, dar în viitorul foarte apropiat nu îmi doresc foarte mult să mai fac un giveaway. Adică probabil că o să încep să mai dau parfumuri, doar că nu în forma de giveaway cu lasă, comentarii și așa, pentru că... Aș vrea ca parfumurile pe care le dau să ajungă cumva la oameni care chiar se bucură de ele și nu să fie... Sunt niște oameni care efectiv vânează giveaway-urile și na, cumva aș vrea să fie așa, să rămână în comunitate parfumurile și mă gândesc la o formă să fac asta mai ok. Cred că Torino 21 ar merge în cluburi vara, adică eu știu că l-aș purta. Mi-ar plăcea. S-ar putea ca noile beciuri de ultramal chiar să fie slabe, adică am mai auzit uh, am mai auzit de oameni care zic treaba asta, deci e posibil că asta să fie problema. O mare parte a parfumurilor noastre, de fapt nu o mare parte, o mică parte, că mare parte sunt foarte multe, le poți găsi în Obsentum, Parfumurile Misum mi se par destul de ok, unele sunt extrem de bune, unele nu sunt neapărat pe gustul meu, dar în general sunt destul de persistente, au o proiecție bună, adică mi se par o alternativă interesantă la alte parfumuri. Păi aș vrea să fac giveaway doar pentru membri, dar nu știu exact cum să fac asta. M-am gândit la varianta să fac spontan în live-uri, știi, să zic gata giveaway, în 5 minute dau parfumul ăsta, dar nu știu cum să o fac. Da, nici eu nu cred că Nici eu nu cred că ar face cineva un fake De mood alias Dar întrebarea e ce te face să crezi Adică și cam miros te-ar face să crezi ceva Sau doar uh, sunt niște detalii Că el are așa niște aspecte mai Cum să zic eu Mai făcute în grabă, la sticlă cel puțin Mm hai să zic de pasiunea asta, ea a început de destul de mult timp, eram prin liceu și am mirosit prima oară Dior Fahrenheit, de-aia tot zic obsesiv de parfumul ăsta, că a și început toată, toată, pasiunea cu el. Și după aia, după ce mi s-a terminat Fahrenheit-ul, am tot căutat parfumuri care să fie în genul ăla și nu știu dacă ai mirosit Fahrenheit, dar e cumva ciudat și diferit. Și alte parfumuri mi se foarte cuminți, și în prima fază am stat cu minte, adică aveam două, trei parfumuri și tot mai adăugam câte unul. Dar în ultimii ani, de când am început să și vorbesc pe YouTube mai mult despre parfumuri, lucrurile au luat o întorsătură foarte agresivă în ceea ce privește numărul de parfumuri și am renunțat să mai cumpăr tot felul de lucruri, adică, de exemplu, să nu mai cumpăr la fel de multe haine sau să nu mai cumpăr, uh, nu știu exact pe ce n-am dat bani, mm. Noi am fost un pic mai atent cu banii cât să duc banii înapoi spre parfumuri, am început să mai și primesc parfumuri de la diverse firme și așa și... Practic o creștere foarte mare s-a produs în ultimii 2 ani. Dar așa un total pentru colecție aș spune cam 5 ani de strâns. Cu un început mai timid după care, ți-am zis, lucrurile au cam degenerat. Wow, păi dacă ți-ai început colecția cu Lalica în crănoar, e mai rău decât la mine. Nu știu ce ai să faci, o să tot parfumuri, că... Sau, 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 îți recomand să-l încerci pe Amouage Figment Man și el o să-ți pună capac de tot. Adică, cumva, s-ar putea după aia să lași de parfumuri. Și nu neapărat în cel mai bun sens. Două, trei parfumuri Zara care îmi plac. Rich Warm Addictive. Hai să căutăm chiar pe... Au, nu, nu no, afnan. O să fac și eu ca Jeremy, o să umblu cu cioburi de parfumuri pe aici. Deci Rich Warm Addictive e unul dintre parfumurile care îmi place. Nu știu ce, ce acord am vrut să fac aici. Rich Warm Addictive îmi place. Ar mai fi vetiver pampalmus. Da, bine. Cred că vetiver pampalmus nu prea e amuzant că scriu Zara Vetiver Pampalmus în Google și mi-apare video meu de YouTube. A, uite la aici. Zara Vetiver Pampalmus și mai place și uh, Coastal Salty Forest. Uh, și îmi plac parfumurile astea pentru că sunt un pic mai diferite sunt ceva mai mult decât te aștepți de la Zara, care în principiu mai și clonează destul de mult și ăsta e motivul pentru care îmi plac și au și performanțe decente în termen de Zara. La ce oameni pe YouTube mă uit la GenSense, n-am să mint, mă mai uit și la Jeremy sau mă uitam mai mult acum în ultimul timp, nu prea mă mai pasionează, a devenit foarte ciudat conținutul lui, dar din când în când mă mai uit că mă amuză. L-am descoperit pe Paragon Fragrances, mi-a zis cineva într-un live despre el și mi se pare foarte tare. Și mai e Cubanos, care iar mi se pare ok. Și cam atât. Mi apar destul de multe clipuri, de exemplu, pe, pe TikTok. Mi apare School of Sense și multe altele. Mă uit la Noel pe TikTok foarte mult. TikTok-ul dă foarte mult să mă uit la videoclipurile făcute de Noel. Da, cred că asta e toată ideea lui așa e făcut să fie. Hai să, hai să încerc să arăt, să văd dacă se vede la cameră. Cum arată sticla mea ca să, să vezi dacă e cazul să-ți faci griji sau nu? Eu zic că nu. Adică, uite, e... Mi se pare că atunci când au făcut sticla asta, nu ținteau către perfecțiune. Și capacele, mi se pare că sunt diferite la fiecare sticlă. Deci eu zic că n-ar trebui să-ți faci prea mari griji, mai ales dacă parfumul are proiecție persistență, nu cred că îl clona lume. Adică, mă înțelegi tu, nu cred că face cineva un fake de clonat, poate. Să știi că la Curly m-am uitat la câteva clipuri după care mi s-a părut că nu mai e chiar genul meu Da, exact, eu mă uit foarte mult pe YouTube la mine, îmi petrec timpul cu mine uitându-mă la mine. Hai să facem asta într-un video, într-un video pe YouTube, o trec pe lista de lucruri pe care să le, despre care să vorbesc într-un video pe YouTube, că mi-ar plăcea să fac o listă mai uh, detaliată și l-am trecut aici pe lista de videouri pe care să le fac. Cred că mă așteptam la un moment dat să primesc întrebarea asta. În principiu, la un moment dat a fost așa o discuție în care el zicea că toți oamenii care nu sunt el îl copiază. Și m-am gândit că dacă nu mă uit la conținutul lui, bine, e cumva pentru mine, știi. Mie când cineva îmi spune că fac ceva greșit, cumva tind să-l cred. Și am spus, dacă nu mă uit la conținutul lui și totuși fac în continuare videori, înseamnă că nu-l copiez, nu? Și de atunci nu m-am mai uitat niciodată la vidori lui. Oricum, e foarte ciudat că l-am descoperit după ce m-a apucat să de YouTube. Știu că el făcea de mai mult timp, dar, na, să zicem că relația noastră a ajuns foarte repede într-un punct nu foarte bun, și atunci am zis că e ok. Plus că nu mă uit atât de mult pe YouTube la review-uri de parfumuri, mă uit la alte lucruri, mă uit la Mr. Beast, mă uit la tot felul de clipuri care mi sunt recomandate în feed. Mm. Depinde ce îți dorești tu de la parfumul tău. Dacă ți se pare plăcută nota de iris, îți recomand să iei la parfum. Dacă în schimb îți place mai mult o notă de rom cu niște castane, coapte, cu vanilie, atunci... Uh, stronger with you, absolutely. Iar ca persistență, stronger și ca prezență, cumva, ca ai să zic, ca proiecție, stronger with you mi se pare că e ceva mai prezent, Te super dacă facem din asta tot un video de YouTube cumva? Ca și vrea să mă gândesc la mai multe variante, mai ales că acum pe loc nu vine nimic în minte, în afară de parfumul Wolfpick. Davidov Cool Water sau Nautica Voyage? Sincer, 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 eu l-aș lua pe Davidov Cool Water. Da, să știi că l-am găsit și pe el pe YouTube. Mi se pare că face conținut foarte ok. Am văzut că face mai mult în limba engleză. Mi-ar plăcea să facă mai mult conținut. Știu de existența lui, nu mă uit foarte mult. Am văzut câteva clipuri și mi se pare că pare acces la niște parfumuri din astea ieftine și foarte interesante. Dintre astea două, mai ales că lumea spune că cu esențiale blue nu mai e la fel de persistent, m-aș orienta poate mai mult spre Supremacy in Heaven. Pot să fac la câteva, dar da, nu cred nu cred că pot să fac la foarte multe, că în cele din urmă ar însemna să investesc o mulțime de bani, oh, ok, În să investesc o mulțime de bani în parfumuri fake, ceea ce, nu știu, mintea mea înseamnă că practic i și susține pe ea care vând parfumuri fake, ceea ce mi se pare iurea, și aș putea să folosesc banii aia cât să cumpăr alte parfumuri interesante despre care să vorbim. Dar probabil că merită făcut asta cu câteva parfumuri. Oricum am vrut să dau și niște comenzi pe niște site-uri de asta de fake-uri să vorbim despre asta. Să știi că și mie îmi place exact treaba asta la Mr. Beast, că se concentrează și pe a da înapoi comunității și a ajuta oameni. De există și Beast Philanthropy și da, chiar mi se pare un Canal foarte, foarte tare. O firmă de parfumuri românești sub 500 de lei. Păi cred că Miraj sunt sub 500 de lei. Aproape sigur Miraj sunt sub 500 de lei. Hai să vedem. Bine, trebuie să scriu sus, dar merge și așa. Ia să vedem. Miraj feluri caramel, caramel, caramel. Bine. 100 de mililitri, 449, suntem la limita acolo. Și știu că mai există câteva firme de parfum. Am primit recent unul, să-l încerc. M mă duc să caut cutia, că nu mai știu cum se numește. Este vorba de Sirius de la Momirov. Și cred că și asta e tot până în 500 și miroase foarte interesant în special dacă îți plac notele de, dacă îți place mirosul de caramel. Hai să vedem, să vedem dacă ne încadrăm un în preț. Da, ne încadrăm. Uite, 370 de lei Sirius de la Momirov, care arată așa. Și care miroase interesant. E un caramel floral, unisex, mi se pare, uite, are fructe citrice, a, chiar scrie fructe citrice. Trandafir, iasomie, paciuli, caramel, ambră, mușchi verde, vanilie, moscal, boabe de tonca. Mi se pare un parfum interesant pe care îl poate purta și un bărbat, îl poate purta și o femeie și una peste alta chiar uh, ok. Și mi se pare că are și persistență bună, n-am apucat să-l port cum trebuie, l-am purtat de vreo două ori și mai timid că deja e călduț afară, dar mi se pare interesant de explorat să zic. Tiger Claw. Tiger Claw nu e cu mult mango. Cred că am gelul de duș de la el. Am, 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 am cel puțin unul din gama asta pe Gherlan Lomidal Extrem și da, mi se pare că um, e ceva mai slab decât era în la veche. Nu e foarte mare diferența, poate e doar doar mi se pare mie, dar cumva mi se pare că nu mai sunt la fel de puternice. Nu le-am încercat pe toate. Cel mai ieftin parfum bun și cel mai bun parfum ieftin. E grea asta pentru că fiecare ne definim parfumul bun în raport cu noi. Cel mai ieftin parfum. cel mai bun parfum ieftin cred că ar putea să fie. Păi nici nu știu. Cel mai bun parfum ieftin. Well. Un parfum ieftin care mi se pare foarte bun e Abercrombie and Fitch First Instinct, asta pentru că îmi place mirosul ăla de fructe. Tropicale, voiam să zic, stai că mi-a fugit ochiul la comentarii. Și cel mai ieftin parfum bun, cred eu că ar putea să fie Mansera Wood Blue Notes. Din nou, asta toate despre preferințele mele. Salutare, Alin! Uite, ca de obicei, deja nici, nici nu vreau să mai zic că sunt obosit, că de fapt asta e starea mea normală, dar altfel bine, chiar ok și mă bucur că sunt aici. Nu mi-am dat seama până recent că mă relaxează să fac live-urile astea cumva, adică sunt activități pe care le fac ziua care sunt obositoare, stresante și când fac asta chiar mă simt ok. Adică mă bucur că putem face asta. Nu m-am gândit, dar mi se pare o idee senzațională, așa că dacă ar vrea cineva să-mi trimită poze cu felul în care se îmbracă într-o zi și să mă gândesc eu la un parfum pentru asta, mi se pare o idee foarte bună. Sau putem face asta pe un live, poate chiar facem un weekend, mă gândesc că duminica aș putea să fac un live în care să vorbim exact, exact despre treaba asta. Dar fi chiar tare. Dau pun și ca idei de YouTube. Și poate reușim totuși să ne organizăm pe un live, live, live. Uh, da, și Incisivo e un brand românesc de parfumuri, este adevărat. Parfumuri albastre favorite, uite mi îmi place foarte mult Salvatore Ferragamo Ferragamo, care nu e albastru-albastru, dar e foarte apropiat de asta. Îmi place Bleu de Chanel, îmi place Dior Sauvage și Versace Dylan Blue, deci practic îmi plac toate parfumurile albastre. Hei, așa am să fac. A, o luai dreptate, am uitat, am uitat, am uitat, ca a zis Silviu Fire, așa e, am uitat. Incisivul mai ai? Da, cred că l-am, stai să văd. Stai să văd, stai să văd, stai să văd. Păi nu-l mai am eu, Tu l-am și pe incisivul. și pe white și pe black, zic că la black putea să fie sticla neagră, dar în rest sunt ok cu ele, cu existența lor. Uh, trebuie să mai dai niște detalii, uh, site-ul cu Dubai, a, ah, cred că te referi la Dubai Collection, nu? Bănesc că site-ul ăsta îți trebuie, dubaicollection.ro Ok, e o idee bună de luat în calcul asta cu discord -ul. Acum doi ani mi-am scris on to do, nici acum n-am reușit să fac asta, dar da, e de făcut. Pe pielea mea 9pm persistă așa, un înspre 7 ore cu proiecție bună în prima oră, oră și jumătate, nu e chiar cel mai timid. Deci Tiger Claw e cel cu Blood Orange, atunci nu-l știu, o să-l caut. Nu... Diesel Masculine State, nu-l știu. Hai să mă uit un pic pe, pe Fragrantica. Diesel Green Masculine, Diesel Green Masculine Special Edition, e unul din astea? Am cont pe Fragrantica, doar că uneori uit să-mi actualizez colecția. Um, da, hai că ți dau user dacă vrei, sper că sunt logat. My Profile. Giusarul meu pe Fragrantica este Jasmine Jasmine și am o parte dintre parfumurile mele. Partea bună e că eu tind să nu mai pierd din colecția asta, deci dacă apare aici, sigur le am. Și aparent vreau un sardi. îmi pare rău, dar nu l-am încercat pe Bad Boy Extreme până acum, deci nu știu ce să-ți spun. Da, cu codul WP05 ai 5% discount, mulțumesc Cosmin, dar dacă nu vrei să profiți de reducerea asta, poți să iei pur și simplu, fără reducere, nu e problemă. Păi, Straight Classic e foarte bun și întreba cineva mai devreme, când e ultima oară când am folosit Straight Classic, să știi că acum vreo anul trecut, cred, că am uitat să-mi aplic parfum când am plecat de acasă și am un probagaj o cutie de straight, adică o cutie în care e o sticlă de straight, deci n-am uitat unde am plecat. Ah, Diesel Plus Plus masculin, cel cu multă scorțișoară. Da, îi am dat unui prieten, a fost ciudat că am făcut un video despre el, ziceam că mi-e îmi place foarte mult și mi-au o grămat de oameni, este o mizerie de parfum și eram bădat de ce v-a supărat atât de tare parfumul ăsta. Dar interesant, e un pic old school, dar are scorțișoarea, nu-i rău deloc. L-am încercat pe și P, cred că am și un video despre el, dacă ai chef și răbdare, stai să văd. da, la am aici în 5, 5 parfumuri parfumuri bărbătești, pe mine să știi că da, e un video vechi, 8400 de views, uh. ideea e că pe mine nu se comportă chiar atât de bine pe cât mi-aș dori, e dulce, e plăcut, mi-aș fi dorit un pic mai multă proiecție, persistență, dar pe total nu e rău, mai ales dacă îl găsești la un preț bun. Mi se pare cel mai puternic, cel mai persistent, cel mai dulce, stronger with you, așa îl percepe intensely, deci e cel mai cel și cu cel mai mult uh, caramel. Mm. Chanel Allure Homme, să-ți spun sincer, nu l-am încercat. Am încercat Om Sport, Om Sport o extrem, niciun nu persistă pe mine, toate miros bine, și Edition Blanche la fel, dar pe al doar, na. Dar cum să nu? E vorba despre Dior Fahrenheit, la despre care vorbesc cel mai des, deci țin, clar țin minte. Nu știu dacă sunt eu puțin defect la cap sau ce se întâmplă, dar eu nu cred că există parfum perfect. Eu cred că există un parfum care îți place mult, ci nu există parfumul următor. Pentru că asociți fiecare parfum cu experiență, cu o zi, cu o ceva și atunci există parfumul perfect în momentul ăsta. De exemplu, astăzi când am plecat spre birou și afară ploua și era răcoare, parfumul perfect pentru mine a fost Manserat Tonka Cola. Mâine o să fie cu totul altul. Uh. Să știi că nu am luat uh, nișane G până la urmă. L-am luat pe... Pe cine l-am luat? L-am luat pe ăsta de la... L-am luat pe Osaito de la Mikalev. Dar o să-l iau și pe EG până la urmă. Îmi scria cineva în comentarii la... la... Da, e mai ușor să vezi ecranul. Deci l-am luat pe ăsta o site și zicea cineva pe aici prin comentarii pe Fragrantica că e destul de asemănător cu EG. Mm. Nu cred acest comentariu, dar în cele din urmă am scăput să mai aștepte puțin EG. Și prin puțin vreau să zic maxim o lună. Că mai mult nu pot să aștept eu. Uite, vezi, deja deja bat din picior pe sub masă. N-aveai de unde să știi, Tarna. Pe păi dacă spiritul e de maxim 30 cred că e o alegere bună să știi. l-aș alege pe Bad Boy Cobalt, îmi place mai mult Cobalt și l-aș lua poate și pe Lomi de al de la Gherla, mai degrabă decât Lucky. Mie Lucky nu-mi place atât de mult și mi se pare că nici nu pune atât de mult accent pe prună. Dacă uit, dar altfel nu, nu am văzut niciodată un motiv să ies fără să, fără să aplic parfum. Da, se poate întâmpla să uit că se începe să se simtă vârsta și la mine. Sunt bătrân. Nu știu dacă am mai zis asta. Îmi place să zic că sunt bătrân. Legend Spirit mi se pare un parfum interesant. E un fel de... Invictus Aqua, mai accesibil ca preț care evident încă se mai găsește e plăcut, e plăcut la miros mi se pare ok, primăvara, toamna la școală, e cam de așa care e mai puternic și mai persistent absolut sau intensely, pe pielea mea intensely nu cred că e vreodată mai convenabil să iei body spray-ul pentru că din ce știu, e făcut un pic altfel, adică nu-i făcut Uh, Nu-i făcut să fie așa în orice situație, e mai apropiat de piele, zic eu body spray-ul, dar nu știu foarte mult că nu am aprofundat partea cu body spray-urile. Bun la toate, mă gândesc să ții un bleu de Chanel poate sau dacă vrei așa ceva mai, cred că e și mai ieftin și un pic mai special ca miros din punctul meu de vedere, un Mansera Wood Blue Notes sau cu toate, cu toate supărările care o surmeze, poate chiar un Dior Sauvage. Să știi că pe Vodka on the Rocks l-a mirosit de două ori și într-adevăr între el și Marhaba Addiction e diferență, doar că nu e chiar atât de mare, adică e un locuitor dacă vrei pentru aceeași stare, dar nici nu o să ai impresia că e fix același lucru. Îmi place ideea asta cu parfumurile discontinuate și ideea de parfumuri similare, nu știu ce am să găsesc. dar mi se pare o idee foarte bună, mulțumesc pentru ea. Parcă văd că îmi notez prost aici tot și o să fac în weekend um, un video în care pun toate ideile la un loc. 57 de parfumuri discontinuate pe care să îi le asociez lui la ținuta asta de luni până vineri și ADN-uri similare. Nu, n-am apucat, dar chiar e în plan să știi. Bună, Mihaela! Hei! Bine ai venit! Versace Eros parfum pentru că l-am găsit la un preț bun, dar nu știu dacă merge pentru perioada mai caldă care vine. Mi se pare că din gama Eros e, nu e cel mai răcoritor, dar cred că merge, adică nu, nu l-aș folosi în caniculă, dar merge, merge. E, dar știi de ce zic Dior Sauvage cu jumătate de gură? Că mie îmi place, cred că e unul din puținele parfumuri din care am două sticle, dar e tot treaba asta cu lumea care zice că oh, parfum de Kellner, de cocalor, de știi ce se spune despre Dior Sauvage. De asta zic, o zic doar pentru că știu că mulți oameni nu îl apreciază. Mie în continuare se un parfum ok, deși într-adevăr nu mai e la fel de puternic, dar e ok, Asta am zis și eu, că ar trebui să avem clone discontinuate, ai treaba. Și să știi că sunt unele case care au niște clone, de exemplu Tom Ford Noir Antrasit, îl găsești pe parfumat, asta mi s-a părut foarte tare. Parcă pe Antrasit era, parcă Antrasit era, chiar curios. A, ah, uite. Vezi, deci au ei o clonă de Tom Ford Noir Antrasit. Asta mi se pare senzațional. Nu știu dacă își dorea cineva o clonă de Noir Antrasit, de există. Mi se pare că Altex sunt ok. Adică am mai luat și eu câteva Am cumpărat chiar un Tom Ford Ombre Leather de la ei și a fost ce trebuie. Eu chiar cred că cea mai bună clonă de Jean Paul Gaultier Ultramal este 9PM. Mai au și Zara una, un dark leather, rich leather, cred că rich leather se numește. Și mai e la tafa Ram Silver, care e un pic mai sintetic. Clona de Kenzo Air. Nu știu să fie vreo clonă de Kenzo Air, din păcate. Adică nu am auzit cel puțin. cel mai bun slash celebru parfum care acum este discontinuat. Nu știu să spun care e cel mai bun și cel mai celebru, dar pot să spun parfumul după care îmi pare mie cel mai rău, că e discontinuat. Și e vorba de Bulgari Aqua Amara. De da, la chiar îl foloseam și îmi plăcea mult. Da, la ultra zest e ultra red, că înseamnă că îmi trebuie. părere Calvin Klein Euphoria. Dacă vrei acum o părere miroase extrem de bine, mi se pare, mie îmi place foarte mult mirosul, persistă extraordinar de puțin. Dacă vrei să aprofundezi un pic lucrurile, am un video pe tema asta, îl găsește aici. Din fața mea cred că înțelegi cât de fericit sunt. Eu uite ce bine punea lumile când înainte. Arăta mai bine cadrul înainte din punctul meu de vedere. Hm, interesant. Să revenim la comentarii. Pentru Dior Haier nu știu o clonă. Mi se pare interesant, nu e cel mai bun Dior, dar nu știu o clonă. Să vă Sovașul de toalet e un parfum bun, doar că e prea popular. Da, așa e, sunt absolut de acord. Când nu era de popular, era exact ce trebuie. Da, na, nu. Ceva persistent la Infinite Love și Verset, știi? De la Verset nu știu, că n-am încercat nimic. De la Infinite Love, ceva persistent ar putea să fie... Au um, clonul lor de Stronger With You și mai e și aia de Black Afghan, ambele destul de persistente. Asta am vrut. Am vrut întrebarea Figment Men, că știu exact cum să exprim parfumul ăsta. Dăm voie să intru și pe Fragrantica ca să-l pun aici, să. Eu am făcut cunoștință cu Figment Man aseara. Dar Dumnezeule, ce experiență este parfumul ăsta. E, e genul de parfum care te face să spui m-am înșelat în legătură cu Ancre Noir. Ancra Noir e cu minte. Ancre Noir e de zi cu zi. Figment Man e un parfum artistic vorbind și ca parfum, băi cap o capodoperă. Poți să-l porți? Ai zice nu. Mi se pare că miroase a pământ în care au murit niște flori, care au putrezit și pământul ăsta este într-o criptă umedă și cripta asta este în fundul unui cimitir. Fix așa simt eu Amouage Figment Man. Și mi se pare senzațional că un parfum pe care îl miros prima oară evocă asta pentru mine. Dar m-am tot întrebat și unde naiba l-aș purta. Nicăieri, niciodată. Mi se pare așa, scrie cineva în comentarii pe Fragrantia că e parfumul lui Dracula la o mormântare și să știi că tind să fiu de acord cu asta. Pe de altă parte, în timp ce stai cu el, îți dai seama că e un parfum interesant și greu de purtat. Da, e interesant de avut în colecție, mi așa mi se pare, Figment Man, dar nu sunt multe situații în care să te bucuri de el. Nu am apucat să-l încerc pe Gentleman Society, nici nu mi-am bătut foarte mult capul, dar probabil că o să în zilele următoare voi face treaba asta. Ce mai bună clonă de tobacco Vani, cred că este un Al Amberwood Tobacco, cred că se numește am dat shopping. Smart! Da, uite, ăsta e... Am văzut că majoritatea oamenilor spun că asta e cea mai bună clonă de... labe pe parfumos. Ah, nu e în stoc momentan. Deci am bărut tobacco totuși, dar nu știu exact unde e în stoc. Da, arată ca un trabuc, de fapt. Dacă vrei ceva mai apropiat de forma asta, s-ar putea să găsești în um, Perielis 360 Red. Cam toate parfumurile sunt reformulate la un moment dat și unele chiar de mai multe ori. Deci și Dylan Blue sunt sigur că a făcut asta. Exact! Fix asta e! Fix asta e! Dar să știi că o clonă de Ambra narghil... știu vreo două. Și ambele sunt pe că acolo am găsit și mă la Flama. Am zis, wow, o clonă de ambră narghil, îmi trebuie. Și una dintre ele se numește Sugestiv Narghil. Și acum la... 80 de lei, să știi că e multă scorțișoare. și chiar am făcut un video la un moment dat în care le-am dat oamenilor să-l încerce pe un blotter pe ăsta și pe unul pe Oajan și majoritatea au zis că ăsta miroase mai bine, ceea ce mi s-a părut mega wow și mai au ei una, dar nu mai știu cum se numește, dar asta mi se pare suficient de bună, deci găsești pe parfumat tester, știam că există tester la parfumurile astea, dar oricum scrii Amber. Ambră în argil și dai peste el. Mm. Mi se pare interesant Jean Paul Gaultier 2 dacă ești un fan al notei de vanilie, altfel e un parfum pe care fără care poți să stai liniștit. A și Ed, vezi că au și varianta de 10 ml dacă vrei să nu iei 50. Eu aveam destul de multe de 10 ml la un moment dat. Da, și mie mi se pare și persistent și unic, dar pentru unii oameni, e clar că nu pentru tine, că ți-e place, are deschiderea prea metalico-buruienoasă. Și de eu prefer de t e un pic mai fin în descriere, dar și EDP-ul mi se pare foarte, foarte bun. Și mult mai persistent chiar EDP-ul. De încercat l-am încercat, dar nu l-am cumpărat pentru că mi se pare mult prea scump pentru ce oferă pe mine. N-are proiecție aproape deloc, persistența e bună, e undeva pe la 7 ore, dar stă foarte aproape de mine. Și un alt parfum Quiris, și am zis eu nu dau cât costa atunci, era aproape 800 de lei pe 100 ml, I am zis nu, nu, nu pot să dau atât. Cum ca tud, mi se pare un parfum foarte bun de la Mansera și un locuitor fantastic de terdermes Dermes. Parcă e chiar un pic mai serios și în același timp și un pic mai delicat. Am putea face asta, uite, weekendul ăsta dacă am puțin timp liber, mă ocup să văd cum pot face asta. Și pe urmă voi face fix asta, facem un Discord să vorbim despre parfumuri. Mi se pare o fantastică și chiar ziceam mai devreme că aveam un to-do de banul trecut. Da, exact, Golden Silva 009 deși cel de la de ăsta, Narghil, mi se pare un pic mai bun, dar nici Golden Silva nu e rău deloc. Pentru ce știu eu despre Ambră Narghil, pe care l-am văzut în trecere. Îmi pare rău, dar nu-l știu. Uh, nu-l știu pe Polo Green. <laughs> Serios? Și ai apucat să iei? Adică. Ultimele două produse. Hai mă, mai sunt două. Zice că mai sunt. <coughs> Oricum și dacă s-a întâmplat asta Sper că ai apucat să-l iei Pentru Aqua Digio Profumo nu știu multe clone Adică îl știu pe Jazab Jazab Silver De la Ardal Zafaran Mai știu unul de la Rave și ce mai e clonă de... Bine, este și la Eiffel una, dar nu e neapărat cea mai bună. Pe asta contează foarte bine că l-ai luat, bravo. Să-mi spui cum ți se pare când vine. Păi, mi se pare o idee foarte bună și asta. Deci facem Discord, gata, facem, ocup. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni, să mă ocup suficient de repede. Bărbaritac îmi place, unul dintre parfumurile bărbătești care chiar îmi place, mi se pare foarte ușor de purtat în foarte multe situații, e foarte foarte ok. Nu e cel mai persistent, dar e ok. Mm, seria Men de la Mercedes, nu știu dacă grei este acolo. Hai să vedem dacă ne gândim la același lucru. Da, l-am încercat doar pe grey pe care îl și am. Da, exact, men grey. Cam atât. Pe celelalte n-am apucat să le încerc. Da, probabil. Nu știu, crezi că ar trebui, adică ai unul dintre ele și -ți se pare că trebuie încercate? Că trebuie încercat, doamne. Mă gândesc că poate... A, ah, nu știu nimic de Iodeima. Scuze, voiam să întreb. Mm, parfumul School, poate Ceruti 1881 sau dacă vrei ceva foarte citric, atunci mm, Dior O Sauvage. O Sauvage. Hei, salutare, salutare, salutare partea lui Sping. <laughs> Salutare! Despre Mansera Soleil d'Italie n-am idee, dar cred, nu sunt sigur, stai să verific. S-ar putea să aibă Coco. Un video d'Italie. Cred că el avea despre Holidays totuși. Tom Ford Lost Cherry, ok, nu are nici el, n-am, dar parcă au zis încă ar trebui să-l iau, cred că mi-a cineva că mi-ar plăcea, probabil. Parfum Tom Ford pentru vară, primăvara, aș spune că e Costa Azura, Costa Azura, Costa Azura... Acum depinde pentru cine ar fi o problemă. Pentru tine, că nu poți să-l folosești pentru ea, nu cred că ar fi o problemă. Nu, no, nu cred chiar o problemă. Men intens. Men intens. Ok, stai să mi-l trec pe listă și să îl iau la un moment dat. Bine, l-am trecut. Mulțumesc de recomandare, Rasasi Havas, am auzit că sunt probleme cu stocurile, nu știu exact unde se găsește, s-ar putea să nu se mai găsească. Plus că zic oameni că a fost reformulat și că nu mai e la fel de bun. L-am mirosit o singură dată pe Hugo Boss XY și mi s-a părut bun, dar nu știu alternative, îmi pare rău. Bon blanc Legend Spirit ca alternativă la Rasasi Havas? Da, cam în două seamănă cu um, Invictus Aqua. Ceva gurman, bărbat dulce, fără citrice și dark? Mm, Ți-l recomand pe Mudalias. Mudali... Mudalias. E, e scump așa, dar... Adică e vreo 700 de lei, dar miroase rom cu ciocolată și vanilie. Dacă vrei ceva mai accesibil, poți să-l încerci pe... Ațaro The Most Wanted sau pe Jean-Paul Scandal Pro. Anca Noar duminică la 75 de lei, luni era la 105, la 12, la 16, la 123. Eu am impresia că unele site-uri au un algoritm, să zicem, în care corelează stocul cu prețul și pe măsură ce stocul se împuținează, crește prețul. Că și eu am văzut niște modificări din asta. Nu sunt sigur că asta e situația, dar cred că este posibil. Am încercat ceva parfumuri de la DMP atunci când au apărut. Am avut chiar o cloră, clonă de Fahrenheit. Nu mi s-a părut rea deloc. Ideea e că de ceva timp n-am mai folosit, dar au niște clone destul de bune. Mm, ceva cu miros de blood orange, mi se pare care dolce, gabana, chei, okay, o de toalet și o dă parfum. Amândouă au și blood orange în uh, compoziție. Wow, 333, 345 pentru Rasasi Havas, nu știu ce să zic. Nu știu dacă vrei genul ăsta de parfum, adică chiar nu vrei să miroasă toată clasa așa, că nu vrei. Nu vrei, dar dacă ții tu neapărat ia un Versace Ros sau un Jean Paul Gaultier Ultramal și pulverizează mai mult, dar nu face asta. Salutare și mulțumesc! Mansara Black Gold mi se pare un parfum super wow, în cel mai cuminte mod cu putință, adică mi se pare foarte ușor de purtat în foarte multe situații, miroase curat, elegant, dar e și pielea și niște note florale. Mi se pare foarte, foarte ok parfum și îl tot port și cu cât îl port îmi place mai mult și e și el acolo printre preferatele mele de la, din... de la Mansera. Parfum pentru vară cu persistență decentă din colecția ta. Acum nu știu dacă vrei, de exemplu, de nici aș spune, Sergio Torino 21. Dacă vrei de designer, da, scump, Tom Ford, Costa Azura sau, în fine, mai scump. Dacă vrei, uh, ai zis, decentă, uh, la un preț ok, cred că Salvatore Ferragamo, Ferragamo ar putea să fie opțiune bună. Nu mă sponsorizează Dr. Pepper, dar știi, chiar la asta mă gândeam acum mulți ani, eram la un loc de muncă și beam mult Dr. Pepper și mă gândeam cât de tare ar fi să, nu știu, să promovez Dr. Pepper, știi? Eu nu prea asortez parfumul cu antiperspirantul, în sensul că am un set de antiperspirante pe care le folosesc și sunt mereu aceleași și oricum sunt acoperite ca miros de parfum, deci nu prea fac griji, plus că nu dau nici cu foarte mult antiperspirant, nici cu extrem de mult parfum, dar ok. Uh, N-am încercat nimic de la ei, știu că sunt ok, dar... Stai un pic, că am văzut că Paco Rabanne Ultra Red e 140 de lei. Unde? 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 Că deja, deja îmi vine așa să dau cumpără. își merită Rose Flame prețul comparativ cu Eros de Parfum. Mie îmi place mai mult de Rosflame, Flame, deci ai zice că da. Salutare Liviu! Ok, refund 428. Bine, bine. Tiger Claw de la Old Spice? Nici nu știu. Ok. Pe Jimmy Choo Urban Hero nu, de fapt n-am încercat niciun Jimmy Choo până acum. m am mai auzit că ar fi probleme cu persistența și atunci nu mi-am bătut cap foarte mult. Jeremy Fragrance, da, îl știu și mie mi se -mi pare, bună ori conținutul lui e ciudat, dar pentru mulți oameni care iubesc parfumurile, el a fost la care a deschis apetitul pentru asta. 167 pe parfumul am luat la 140. Ah, ah, ah. Ok, uite să nu zici că te-am pus doar eu pe tine să iei parfum. Sunt și eu logat aici vreodată. Hai mă, contul meu. Îmi place la parfumul că de câte mă loghez, adresa mea nu e ce trebuie, dar nu contează. Ia să vedem ultra red. Adaugă în coș. Și... Ultra red. Așa, că să fim de treabă. Am 33 în wishlist. De ce am 3 produse aici? Dar nu cred că am să-l mai cumpăr încă o dată pe Brioni, E ok. Și până să termină live-ul, decid dacă dau comanda asta. Dar dacă e portocala roșie, cred că dau comanda asta. Oh, da, am văzut și eu video la Dumnezeule, uneori zici că, zici că e rup de lume întru totul. Mm, old Money mi se pare că ai putea găsi genul ăsta de miros în Tom Ford Woodwood sau în uh, Dunhill Icon Elite. Salutare, Teo! Nu l-am încercat pe One Million Royal încă, N-am încercat Mansera Black Line, acum cred că intrăm în partea... Păi să știi că nici eu, dar vom afla. Puțin. Unde era? Unde era? Nu, 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 unde, nu, unde, unde? Hai să vedem. Uite, îl poți lua pe narghil de pe parfumat.ro, care are scorțișoară, e foarte plăcut parfumul dulce și da, e o clonă de ambră narghil de la Hermes. Să știi că și eu mă bucur. Easybox îmi simplifică viața. nu-mi place să stau după curier, am un program super aiurea și prefer să știu că pot să-l iau de acolo când o fi. Eh, acum știm amândoi cum cum ne simțim când na, discutăm unul cu celălalt. Da, e foarte ok. Oricum, mult are, cred că trebuia luat de mult. Știi că tehnic Tom Ford sunt parfumuri de designer. Au linia lor private, dar Tom Ford e considerat designer, adică el e designer vestimentar, fac și alte lucruri. Dar calitativ vorbind, sunt mai. Sunt mai sus cum ar veni. Am să-i transmit Luca i că, că ți-a fost furat magma. Sigur, clar o să-i fac și review, bineînțeles. Nu știu cât ar costa, eu credeam că e mai scump. De asta când am auzit de prețul ăsta am zis, hai că trebuie luat. Mm, Ferragamo Intense Leather mi se pare mult mai cuminte, e o piele mult mai civilizată, e mai fresh cumva, e mai comercială. Are piele, dar nu e la fel de agresivă pielea. Da, știu că știu că sa mai, a mai scăzut în performanțe, dar cred că tot merită încercat. Pe colon să știi că nu, nu l-am încercat, nu-l știu. Mă mai gândesc uneori, dar după aia mai am în proiectul. Acum sunt ok să o susțin pe Raluca cu parfumul ei. Din câte știu, la ambasador nu s-a mai lucrat, adică e la fel cum era înainte și mi se pare că ambasador intens parcă e un pic mai persistent, dar nu e foarte mare diferență, adică indiferent că e ambasador sau ambasador intens, diferă mirosurile, dar persistența e pe acolo. Nu, e bărbătesc, adică există și bărbătesc și pentru ea. Nu știu nimic despre beciurile noi, dar să știi că se poate întâmpla. Chiar la un beci mai vechi, adică vorbim de, cred că, vreo 4 ani, pe mine persista foarte bine. acest sticlă, pe un prieten, persista foarte puțin. ține foarte mult de purtător. Mm e cumva altfel de dulceață. Club Black e numai vanilie. În fine, vanilie cu un pic de tămâie. Ferragamo o are și cafea. Mi se pare că sunt la fel de dulci, dar depinde de ce-ți dorești. Uh! Top 3 parfumuri persistente de primăvară-toamnă. Nu pot să fac un top, dar hai să spun câteva parfumuri care mi se par mie persistente de primăvară, toamnă. Păi putea să mă gândesc așa la Costa Azura Parfum de la Tom Ford. Nu merge și vara lejer. Uh, aș spune Mansera Black Gold. Și... Nu știu care ar fi al treilea, să-ți spun drept. Ca zice Mansera Wood Blue Notes, dar spun oamenii că a fost reformulat. N-am chiar un program de live-uri, dar încerc să fac unul în weekend, adică sâmbătă sau duminică și unul cam joia. Asta ar fi ideal pentru mine, doar că mi se pare că de multe ori joi pe la 10, 10 și ceva e cam târziu, ca în cazul de față, că iată-ne că e 12 și ceva, suntem încă aici. Acum depinde cum mi se va mai așeza programul de acum înainte, poate reușesc să-l fac la ore mai omenești și în principiu aș încerca cam de două ori pe săptămână înspre sfârșitul săptămânii un deodorant bun, poate Dav Men Plus Care mi se pare ok, la fel Old Spice îmi plac și cele de la Axe îmi plac, nu vreunul anume, oricare ai vrea. Asta, vreau să mai aud păreri despre Figment, că eu încă sunt foarte confuz în legătură cu el. Miros de graiști, iar elementele forte, cel animal și cel tămăios îmi dau senzația ca dulme cu o vacă dată cu mir. E cât se poate de real. Wow! Vacă dată cu mir. Păi, dar asta îți spun la Figment, mi se pare senzațional că pur și simplu îți creează o poveste. Nu e un parfum pe care să-l miroși fi fii hmm, whatever. Îți zice ceva, e, wow, dar trebuie să-ți arăt Figmentul meu, că sunt foarte încântat de treaba. Dacă știi unde l-am pus. Iată, am găsit asta. Figment mic. E de 50. Uite cât de mic e. Nu, că serios, că dacă aveam o sticlă de 100 din figment, cred că o luam razna. Așa de 50, parcă... Tot, tot plin o să rămână sticla, dar măcar rămâne plină sticla de 50. Invictus Platinum e bun pentru vară, nu mi se pare cel mai de vară parfum care și un are o componentă dulce, dar cât timp nu e canicul ar fi ok totuși. Mm, și seara pentru club, dar nu e chiar cel mai răcoritor, adică mi se pare că Invictus original e mai de vară decât el. Păi mi voi lua, ce să fac? Îl voi lua pe Tiger Claw. Din experiențele mele, Vivantis e ok, adică nu am avut nicio problemă cu ei până acum și am dat ceva comenzi. Deci ei zice că e în regulă Vivantis. Uite, zice că e de foarte de încredere, deci... Un parfum pur bărbătesc, atractiv pentru toată ziua. Aș zice că trebuie să definești ce înseamnă pur bărbătesc. Vrei ceva lemnos, vrei ceva foarte citric, pur bărbătesc înseamnă ceva diferit pentru fiecare dintre noi. Pentru unii pur bărbătesc ar putea însemna Gucci Guilty absolut, ceea ce înseamnă supra -doze de piele. Aristocrat să știi că nu-l știu pe him, îl știu doar pe hăr care e asemănător cu bacara ruși și mi se pare bun, dar asta e tot ce știu. Fresh și elegante pentru uniformă. Păi cred că Bleu de Chanel se poate preta în situația asta. Aș zice că Sergio Torino 21, aș spune că Hermes H24, Ter d'Hermes, la fel cred că s-ar potrivi la uniformă. Și mă uit încolo că acolo am parfumurile. Poate și Dolce Gabbana Light Blue Forever. parfum fresh de vară de la Mansera, aș zice că Vetiver Saint-Jouel ar fi parfumul. E o limonadă cu mentă foarte răcoritoare. Colaborare cu alți influencer de parfum sau cu Jeremy. Jeremy nu cred că face cu mine, că ar fi tare. Alți influenceri, cum reușesc? Și suntem cumva împrăștiați prin toate colțurile țării și nu ne prea întâlnim. Cu Coco de la Simțuri Ascuțite am vorbit despre asta acum, cred că vreo 2 ani și nu s-a întâmplat niciodată, n-am ajuns să ne mai întâlnim. Mai eu cred că Dior Sauvage nu e atât de basic, mi se pare un parfum bun, doar că își primește mult hate că, na, știi cum e, așa se întâmplă cu parfumurile care sunt de multă lume, dar nu-l văd ca fiind basic, plus că are un pulverizator foarte bun, cum am demonstrat în live anterior. cel mai fain pentru mine parfum de Marley și țin să precizez clar pentru mine este Calan din ce am încercat eu până acum dar alți oameni ar spune poate Herod, poate Layton, poate Haltan care -i... sau pentru un iubitor de scorțișoară din nou ca mine ar putea să fie Oajan dar cumva eu rezonez cel mai bine cu Calan care probabil că e și cel mai ciudat nu cred că vei primi fake de pe Vivantis. Cred că o să primești un Eros Flame foarte ok, adică autentic. Și eu cred că merge un niște dar nu-l am și nu pot să-l recomand. Dar probabil că-l iau, adică na, ce facem noi aici? Nu cumpărăm niște să știi că mi se pare că prețul de 1800 de lei e destul de mare. El e un parfum bun, miroase bine, dar na, nu o să discum. Știu că există clone. Uh, Neroli Portofino, cred că au chiar și Dubai Collection ceva. Au un pur neroli. Acum nu o să-ți spun că miroase chiar la fel, dar e o alternativă destul de, destul de foarte de buget, adică 137 de lei. Hm. L-ai prins la un preț ok, la 144 de lei, camera mi se pare în regulă. Am încercat etat liber de oranj or Samuel la IQ, de altfel e singurul meu etat liber de orange mai mirosi câteva, n-au fost chiar pe gustul meu, dar ior or Samuel la eram, da, da, mentă, note verzi, ceai și mi l-am luat. Nu-l folosesc atât de mult, dar e bun, îmi place, e foarte primăvăratic. Să știi că eu chiar nu știu să-ți spun, nu mi-am pus problema asta, nu mă gândesc la asta, nici nu pot să estimez și sincer, nici nu cred că contează atât de mult. Hei, somn ușor, oricum o să-ți urmez exemplu în curând și eu și poate ne vedem în weekend. Ce? Un layer de două, 3 parfumuri? Ai vreo idee? Vrei să facem un layer din ceva anume? Cât timp nu zici Figment Man, suntem în regulă. Un, miros, un parfum cu miros de gel de duș de buget ar putea să fie Salvatore Ferragamo Ferragamo sau ar putea să fie la cost match point-o de parfum. n-am auzit de parfumul ăsta. Ar trebui, adică să-l caut. Știi ce? Dacă mi l ai dacă mă întreb de el, îl punem, îl punem, în listă, îl caut. Am o listă interminabilă de parfumuri și por mai ajung să cumpăr Ultra Red pe live, știi? Au făcut ei un redesign la sticle, mai multe au trecut prin asta și inițial s-a lansat în varianta aia cu striațile și pe l-au făcut simplu cu aluminiu. Au vrut și ei să facă un redesign, cam asta e tot. Copie la Pure Havan. Cred că mai ai zis și în alt live de el, dacă nu mă înșel, acum l-am și notat. Nu știu ce să-ți spun despre asta, eu tocmai am făcut asta puțin mai devreme, nu recomand să faci același lucru, dar, repet, eu am făcut asta puțin mai devreme, deci... Acum tu știi. Uh, nu știu, dacă mă întreb într-un parfum anume sau doar ca notă așa în general, depinde cum e folosit, adică există parfumuri care au ud în care aproape că nu se simte, există parfumuri care sunt doar despre ud, S-ar putea, chiar dacă pe site uh, să vezi varianta cu striații, tu de fapt să o primești pe cea cu aluminiu. Dar nu văd de ce ar fi o problemă să nici pe aia cu striații. Um, am auzit de ambele, pe călaj Transilvania l-am și încercat, îmi place foarte mult. De asemenea, de la călaj uh, e și parfumul ăsta. Mi-a făcut cadou câteva sticle personalizate de parfum Wolfpick și hmm, piele cu fructe de pădure. Deci da, știu despre parfumurile astea. Mă mai gândesc uneori la asta, dar deocamdată, deocamdată nu. Dar are praluca două parfumuri, deci e ok. Așa în casă cineva are propriile parfumuri. Nu știu ce să zic despre un parfum arabesc cu ciocolată și caramel, cu vanilie atractiv și persistent. Am să mă gândesc, dar în momentul ăsta nu, nu îmi vine nimic în minte. Ombre Leather și Eros Flame. <laughs> Mi se pare foarte tare că combinația de Ombre Leather cu Eros Flame am făcut-o și nu e deloc rea, așa că o să încerc cu Invictus Platinum acum. Let's go! Băi, mă uit prea mult la Silviu Fire și-mi iau din lucrurile pe care le zice el. Umbrele dăr. Ia să vedem Invictus Platinum. Uh! Mi-a intrat tot Invictus Platim platinum direct în nas. Mi se pare că mixul acum e acaparat de Invictus Platinum. Dar deja începe să simtă pielea. Cred că, cred, că, cred că ai avut o idee extrem de bună. Se combine interesant, e un fel de ceva dulceag oarecum peste un atelier auto. E ciudat că Invictus Platinum a tăiat toată delicatețea din uh, ombrele dări și a lăsat doar pielea cumva. Păi nu știu ce să zic, că de-abia l-am comandat și eu puțin mai devreme, adică nu știu nimic de el, trebuie să... Am dat comanda acum, cred că îmi vine luni sau marți, deci nu știu. Mamă, trebuie să beau whisky și mănâncă plăcintă cu măr. Asta cu plăcinta cu măr mă a un pic peste cap. Că altfel și zis Bentley for men intens. Da, dacă mănâncă și plăcintă cu măr, mamă, cumva mă duce la, cu gândul la Carolina Herrera men prive. Nu știu cum să-i se, se includ aici uh, plăcinta cu măr, dar cred că men prive. Nu știu nimic asemănător cu membrii prive din păcate. Da, după ce îl primesc, probabil când întâi o să vorbesc despre asta pe live și pe urmă, probabil că îl voi include și niște video mai... Uite, mi se pare foarte pertinentă recomandarea asta. După părerea mea, cred că Night Vision Eau de Parfum, adică eu îl prefer, îl prefer un pic mai mult pe Night Vision Eau de Parfum, deși și Cobalt îmi place, dar Night Vision Eau de Parfum îmi place că... da, deci piele cu Invictus Platinum fac ceva interesant. Revenind, Night Vision Eau de Parfum are așa o deschidere ca de zahăr ars, după urmează un măr caramelizat, un fistic, e foarte interesant. 800 de lei pentru Creed Viking la 100, da, dar trebuie să-ți placă Creed Viking, mi se pare un parfum barbershop cumva, bun, dar barbershop poate nu se adresează oricui, dar prețul de 800 de lei mi se pare bun. Atsaru Wanted, nu mi se pare cel mai bun parfum, e un fel de Invictus mai fructat dacă vrei, cu performanțe decente, dar nu extraordinare nu e rău, dar se poate și mai bine. Practic mi se pare că toate celelalte oante din gamă sunt mai bune decât el. Sunt fotograf, mai fac și niște social media, cam asta. Mai fac și niște video și ca hobby mă ocup cu vorbitul despre parfumuri. la Tom Ford nu are extrem, aș zice parfum pentru simplu fapt că e mai persistent. Nu e la fel de aerisit. Nu e nici la fel de gurmand, dar măcar persistă mai bine. Pe mine nu are extrem, persistă destul de puțin. Ok, dacă schimbăm plăcinta cu măr cu un tiramisu, Mansera Crazy for Wood, Precious Wood. Băi, oameni buni, eu nu, mai, eu nu mai fac live cu voi. Când vine să cumpăr tot felul de parfumuri, dar asta trebuie să-l trecem pe listă. Glumesc, glumesc. Mulțumesc de recomandări. Ar trebui doar să fiu eu un mai echilibrat, să nu mai comand chestii. Dar mulțumesc. Nu l-am încercat pe Noble Fig, deși am tot vrut. Bine, mie mi îmi place mirosul de smochină. Cu prima ocazie să știi că am să-l și încerc. Mm, să știi că am făcut uh, Am făcut niște videouri În care a trebuit să încar niște parfumuri de acasă Și să știi că într-un troller uh, Am pus parfumuri și nu am făcut Mare deranj prin colecția mea Adică cred că mi-ar trebui Mai multe trollere uh, Nu, eu n-am vorbit niciodată direct cu el Mi-a lăsat el niște comentarii în restul timpului poate vorbește, poate nu despre mine, nu știu, dar nu, noi n-am avut o comunicare directă. Cel mai bun parfum de iarnă, Zara Night Pro 3. E posibil să ai dreptate, nu știu dacă e cel mai bun, dar e unul bun. Toate fake-urile au miros asemănător. Mm, să știi că am remarcat și eu, nu știu dacă la toate, dar am remarcat la unele că zici că sunt făcute pe o bază comună, adică pleacă de la o idee și par o, mai adaugă niște substanțe, zic, ah, gata, hai că ești sovaj acum sau, ah, hai că ești Tom Ford, dar da, înțeleg ce spui. Noapte bună, Alex, ne vedem în weekend. Nu știu exact să spun când în weekend, dar ne vedem în weekend. Și să ai o zi pst, super cum vrei tu mâine. Cred că intens, e ce drept mai lemnos, mai intens, dar e și mai persistent. Nu uit de scandal porom, chiar am uitat pe, am uitat, am intrat pe esențe de lux, dar mi-am comandat arma Faiconic, ar trebui să ajungă mâine. Bulgarii Wood Essence nu e în colecția mea, nu mi-a plăcut atât de mult, l-am luat doar pe Teresense. N-am o echipă favorită de fotbal, să spun sincer. Nu am, nu mă prea uit la fotbal. Un parfum cu fructe de pădure? Nu știu ce să recomand. Hai să ne uităm pe Fragrantica, pentru că sincer nu știu. Și la fructe de pădure aș trece berries. Hai să vedem, hai să vedem. Red Hai să încercăm cu redberries. Să fie mail. Să vedem dacă știu ceva de aici. Fear Balsam. The Brilliant Game. O să care tot felul de note interesante. Trusar o Fresh. Ia să vedem Forest Fruit cum ar fi să există. Chiar există, doamne, nu mă așteptam la asta. Mm, dar nu cunosc niciunul din parfumurile astea, să-ți spun drept. Hai să vedem, poate găsim un ceva interesant. Eden Juice, Apple. Interesant. Acolo e zucero. UL. Cool. Fort Royal. Fort Royal e interesant, dar n-am simțit că are fructe de pădure. Ok. Blueberry nu sunt afine? Adică eu știam că așa e cu blueberry. Ceva cu vanilie, dar și pentru vreme caldă, ai putea să încerci Prada Lunarosa Sport. Mi se pare că face treaba asta. Nu știu dacă îi vei face review, adică probabil că da, dar momentan nu l-am. Dacă îl voi cumpăra la un moment dat, îi voi face review. Deci rămâne de văzut dacă voi face achiziția asta. Un parfum cu ciocolată albă ar putea să fie Philip Line No Limit Super Fresh, dar are ciocolată albă și piele. Da, din păcate lucrurile par să degenereze adesea și sper, sper să-ți placă mostrele de tao și magma. Chiar, chiar te rog să-mi spui cum sunt atunci când le primești bine după ce le încerci, evident, că sunt foarte curios. Îmi place să aud părerea oamenilor despre parfumurile astea, că fiecare persoană le percepe cumva altfel și mi se pare foarte tare. cea mai artistică sticlă de parfum pe care o dețin? Uf, spun sincer că nici nu știu. Știu cum uitam la o sticlă la și mă gândeam, wow, cât de tare e sticla asta, dar nu mai țin minte ce era acea sticlă. Chilian unele foarte interesante, știi, alea în care sticla e sus și capacul jos, dar în momentul ăsta nu-mi vine nimic în minte. Am câteva parfumuri Zara în colecție, mm, am uh, Rich Warm Addictive, am uh, Vetiver Pamplemousse. deci da, am câteva. Și ombre Leather cu, Tom Ford ombre Leather cu Invictus Platinum, e o combinație de succes. cu water simplu sau intens? Aș zice că e intens. Și pe această concluzie super dramatică, eu cred că o să mă duc să dorm și eu la rândul meu. Dar revin cu un live în una, două zile plus un video sâmbătă dimineață cel mai probabil. Deci în scurt timp facem asta. Adică facem din nou asta și sper să reușesc mai devreme să stăm mai mult. Și așa că eu îți doresc noapte bună a fost distractiv în seara asta și mai facem treaba asta din nou în curând. A da, și mâine să fie pe exact cum vrei tu. Și ne vedem, repet, în curând. Noapte bună!